Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în orașul Novaci, un nou început de an școlar, emoții pentru cei mici, pentru școlari, pentru cadrele didactice, dar și pentru părinții care au asistat în această dimineață la festivitățile organizate de conducerea unităților de învățământ, dar și de către autoritățile locale. Dar mai bine vă lăsăm să urmăriți imaginile, să vedeți ce s-a întâmplat astăzi în orașul Novaci. Stimați profesori, cadre didactice, stimați invitați, stimați părinți și, în ultimul rând, dragi absolvenți ai acestui liceu, fiindcă văd câțiva care văd că greu să desprinde liceul din Novaci și mă bucur pentru treaba asta. Iată-ne în fața anului școlar 2014-2015 și vreau să vă spun bun venit la Liceul Teoretic Novaci și în același timp vă doresc mult, mult succes în ceea ce v-ați propus și, nu în ultimul rând, bobocilor, mă bucur că au ales Liceul din Novaci și încă o dată vă doresc mult, mult succes. Vreau să felicit cadrele didactice și tot aparatul administrativ pentru modul cum au pregătit anul școlar. Am văzut sălile de clasă, laboratoarele, bazele sportive și apreciez foarte mult munca pe care au depus-o pe perioada vacanței, că mi-a trebuit să obișnuit și sper să îndeplinească toate condițiile liceului nostru ca noastră să aveți rezultatele pe care le-ați propus. O relație foarte bună avem cu toate organele de verificare, control și îndrumarea noastră, care aveți lângă noastră aici. Și este strict nevoie această activitate, fiindcă știți cu toții cât se pot întâmpla și în localitatea noastră. Este o localitate liniștită din acest punct de vedere și sperăm să nu avem evenimente neplăcute pe parcursul anului. Eu încă o dată mă felicit pentru faptul că ați ales Liceul din Novaci pe Novaci. Felicit pe domnii și doamnele profesoare și pe dumneavoastră pentru rezultatele care au fost și în anul trecut, pentru faptul că totuși la bacalaureat am avut un rezultat destul de bun, comparativ și cu alte localități. Știm cu toții 70,4% procentul de absolvire a bacalaureatului. Eu zic că un rezultat bun, mai ales prin faptul că activitatea a fost perfect corectă și fără niciun fel de alte intervenții și îndrumări, să zic în regulile. De aceea, aș vrea ca cei de clasa 12-a să ia foarte, foarte în serios această activitate. Foarte repede va trece anul școlar. O să vedeți că nu m-am întâlnit de câteva ori și imediat, în iunie, când va trebui să ne vedem și să vă alegeți drumul care dumneavoastră considerați cel mai bun și cu o reușită foarte bună. Și de acum aș vrea să vă doresc mult succes, să vă gândiți foarte, foarte bine la ceea ce vreți, pentru o activitate hotărătoare și definitivă pentru viața dumneavoastră. Așa cum spunea și doamna director, în același timp încep activitățile școlare la toate unitățile de pe raza localității. Aș vrea să mai stăm mai mult de vorbă, o să vin cu siguranță și în timpul anului, să ne auzim. Dacă aveți probleme, prin profesorii noastre, dirigenți sau chiar direct, putem să faceți apel către mine. Cu orice problemă, de orice natură care credeți că ar aparține administrației locale. Încă o dată vă doresc mult, mult succes, baftă la examenele care vă așteaptă și, de ce nu, la olimpiadele la care știu că ne aruncăm cu toții, ca liceul nostru și localitatea să apară pe harta localităților cu revit. Vă încercă emoțiile. Aici ați terminat clasa 1, aici ați făcut școala. Da, chiar așa este. Sunt ani mulți, în 1970 eram chiar în clasa 1, în sala în care ne aflăm. Vedeți, niciodată nu credeam că o să ajung la vârsta și în momentele astea să gestionez școlile din Novaci și în special toată activitatea didactică care s-a petrecut
în ultimii 2 ani și sper mai mulți ani de aici înainte, în așa fel încât să ating obiectivele pe care mi le-am propus. Mă refer în special la reabilitarea acestor școli și dotarea lor corespunzătoare pentru anii în care ne aflăm și care copiii merită să studieze. Într-adevăr, exact în această sală, în 1970, era lucea Santea. Vă mai amintiți în ce bancă a stat pe celălalt? Exact, în banca a doua din spatele nostru. Bineînțeles, erau alte modele de bănci la vremea respectivă, dar și reglidatul învățător Gicu Sârpăceanu, care 4 ani de zile mi-a fost dascăl aici și un dascăl extraordinar din toate punctele de vedere, ca și cunoștințe, ca și educație, de altfel și rezultatele au fost pe măsură. Școala Generală din Bocioval și a domnule primar greu încercat în urmă cu câteva luni de inundații, o lună și ceva, două luni. Da, într-adevăr, în perioada respectivă, 29 iulie, a fost o zi într-adevăr deosebită de neuitat din punct de vedere al inundațiilor care au avut loc în această zonă și școala, ca și alte clădiri, a fost inundată, însă împreună cu oamenii de aici, cu aparatul administrativ al școlii, chiar cu profesorii, am reușit în scurt timp să o aducem la parametri normal și în așa fel încât copiii să înceapă un an școlar în condiții normale și chiar foarte bune. Un nou început de an școlar astăzi la Liceul din Novaci. Da, într-adevăr, emoțiile sunt mari. De fapt, noi profesorii avem emoții pentru oricare început, indiferent de vechimea pe care o avem în învățământ. Este normal să fie așa, pentru că orice început înseamnă, în primul rând, speranțe pentru multe realizări pe care ne dorim să le avem profesional. Avem emoții să cunoaștem noi elevi care pășesc în liceul din Novaci. Avem emoții pentru că sunt alături de noi în fiecare an și absolvenții de anul trecut. Emoții firești, zicem noi. Ne aflăm într-un cabinet de istorie. Cine puteți spune despre această sală? Da, este cea mai nouă sală a liceului reabilitată, a liceului din Novaci. Este cabinetul de istorie Dumitru Micu Popescu, realizat cu sprijinul familiei regretatului profesor de istorie, Dumitru Micu Popescu, sponsorizat mobilierul de familia domnului profesor și cu contribuții proprii. Câți elevi aveți la acest liceu și ce secție aveți? Sunt anul acesta 672 de elevi cu profilul matematică, informatică, intensiv informatică, științe ale naturii, filologie, profilul economic, turism și alimentație și profilul sportiv, specializare handbal. Rezultatele de la examenul de bacalaureat au fost mulțumitoare? Cum vi s-au părut? Au fost normale, aș putea să spun lucrul acesta. După a doua sesiune, liceul din Novaci are o promovabilitate de 70,04. Cred că este o realitate, se poate mult mai bine, ne mobilizăm totdeauna, dar astea sunt, zicem noi, rezultatele. Nu ne mulțumesc. Sperăm ca anul viitor să fie mai bune, deși suntem într-un top al primelor 10 licee din județul Gorj, nu ne mulțumește, locul 7 nu este mulțumitor pentru noi. Ca polițiști, dar și ca părinți, împărtășim emoțiile acestei zile, ale copiilor care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, ale tinerilor care se îndreaptă spre maturitate, ale dascălilor care modelează caractere și ale părinților mândri de copiilor. Dragi elevi, stimați părinți și cadre didactice, vă suntem alături pentru ca școala dumneavoastră să fie în siguranță. Vom veghea pe drumul spre școală, vom fi aproape în jurul școlii și vom fi prezenți ori de câte ori ne veți cere ajutorul. Polițistul este prietenul vostru, un partener la care apelați cu încredere când aveți o problemă. Poliția Română vă oferă înțelegere, sprijin și siguranță. Părinții sunt cei care cunosc cel mai bine nevoile și dorințele copiilor. Știu când vor atenție, ocrotire și îndrumare. Dascălii sunt cei care modelează generații de elevi, care îi învață, îi educă prin transmiterea de cunoștințe și valori morale. Vă vom fi alături în misiunea dumneavoastră de a forma caractere. Împreună, prin dezvoltarea unui simț al comunității în jurul școlii,
vom oferi copiilor noștri un an școlar plin de creativitate și performanță, o școală frumoasă și sigură. La început de an școlar pentru copiii de la școala aceasta, ce le puteți spune despre micuți? Sunt foarte fericită în această zi. Am văzut numai fețe zâmbitoare, copii cu priviri pline de speranțe, părinți dăruiți școlii și numărul foarte mare al părinților m-a impresionat și le mulțumesc că au venit în această zi și pe această cale, pentru că fără sprijinul părinților este foarte greu să faci educație într-o școală. Ziua a fost emoționantă, după cum ați văzut și dumneavoastră, mai ales pentru clasa pregătitoare. Noi avem o tradiție cu podul de flori în școală. Vă invităm să-i vedeți și în sările de clasă cum ne-am pregătit pentru acești copii. În rest, totul este bine. O zi minunată pentru orice dascăl, zic eu, care își cunoaște meseria și care este dăruit școlii. Despre rezultatele examenului de clasa 8-a, cine puteți spune mulțumită? Putea fi și mai bine, recunosc. Mulțumită. Am avut 15 note peste 9, dintr-un total de 77 de elevi la toate școlile din Novaci. Mulțumitor! Dar acum sunt și copii cu posibilități reduse de învățare, cu probleme de învățare, avem așa ceva. Noi trebuie să ținem cont de particularitățile fiecărui copil. Ca atare mă declar mulțumită în anul școlar trecut de rezultatele elevilor noștri, iar cei care au avut probleme cu învățarea au mers la liceul sportiv, la clasa de sportiv de la liceul Novaci și sunt convinsă că această clasă va aduce renumele Novaciului la handbal. Niște copii foarte talentați. La Școala Generală numărul 1 din Novaci, așa cum ați văzut și dumneavoastră, deschiderea anului școlar a fost una din activitățile deosebite a cadrelor didactice, multe emoții, atât asupra copilașilor, cât și părinților și cadrelor didactice chiar. E un an școlar care, zicem noi, an, dar de fapt vor fi zile că va trece foarte, foarte repede. Suntem într-o clasă pregătitoare și copiii sunt destul de încântați, văd, pentru începerea anului școlar. Pe parcursul vacanței, cât copiii au fost în vacanță, în relaxare, cadrele didactice împreună cu tot aparatul administrativ s-au ocupat intens pentru pregătirea noului an școlar. Rezultatele se văd, eu sunt destul de mulțumit pentru modul cum am pregătit anul școlar. Am fost alături și voi fi și pe timpul anului școlar alături de cadre didactice, de profesori și de întreg aparatul administrativ al domnilor aici. Sălile de clasă sunt pregătite, frumos amenajate, reabilitate, am văzut și un teren de sport. Da, avem dotarea corespunzătoare, spun eu, este loc și de mai bine. De fapt, școlile ambele și grădinițele sunt prinse pe un program de modernizare pentru viitorul apropiat, dar deocamdată am făcut lucrări de întreținere care să corespundă normelor și, bineînțeles, autorizațiilor impuse pentru funcționare. Și eu zic că este bine, este bine și sperăm la mai bine, atât la modernizarea, mă refer în special la dotările care este nevoie să le aducem și în școlile din Novaci. O parte sunt din laboratoare sunt dotate corespunzător, dar mai este nevoie de modernizarea lor, în așa fel încât copiii să ajungă să studieze la parametrii care sunt impuși de normele naționale și europene. Da, foarte mulțumit. Cred că este chiar, nu știu ce să zic, nu știu, foarte bine. Este... Clasa este pregătită, amenajată special pentru cei de clasa pregătitoare? Da, este... Chiar îmi place. Ornamentul, designul, albă ca zăpada, piticii, este frumos. Mi-ar plăcut să avem și noi așa. În clasa pregătitoare se îmbină și poveștile, și jocurile, și cartea, învățatul? Da. Și cred că este chiar necesară pentru copii, pentru bobocii care urmează să pășească în viață și o clasă pregătitoare era necesară și sunt mulțumit. Da, suntem, mă numesc Diaconescu Marcela, conduc grupa mijlocie a grădiniței numărul 1 Novaci, grădiniță subordonată școlii gimnaziale, condusă de doamna director Basarabă Elena și
suntem subordonați și Consiliului Popular, care ne ajută foarte mult. Domnul primar Leuștean Dumitru este alături de noi, se cunoaște de când dumnealui a venit la conducerea orașului Novaci, s-a implicat foarte mult în pavazarea grădiniței, este alături de noi în orice moment când îi cerem ajutorul. Atât dumnealui, cât și doamna directoare Basarabă Elena. Câți copii aveți anul acesta? Anul acesta am un efectiv de 13 copii la grupa mijlocie și sper să mai vină. Încă nu au venit toți. Încă nu au venit toți. Aveți o sală foarte frumoasă. M-am implicat și mi-am dat stăruința să arate cât mai frumoasă sala de grupă. Grădinița și locul de muncă este a doua familie a noastră. A mea este a doua familie. Să știți că aseară am plecat la ora 9 fără un sfert din unitate ca să arate așa cum trebuie o clasă să, frumoasă și copiii să fie primiți în condiții optime pentru a-și dezvolta capacitățile lor mentale și tot ce trebuie să știe un copil de vârstă preșcolară. Domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală în orașul Novaci. Ați văzut din imagini, din interviurile cu autoritățile locale, cu cadrele didactice, dar și cu conducerea unităților de învățământ, cum a început totul aici. Un liceu, două școli generale, dar și două grădinițe. Așadar, multă baftă copiilor, elevilor, multă baftă cadrelor didactice și părinților, poate mai puțin emoții pentru începutul de an școlar. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție!